În căutarea unei modalități sănătoase și eficiente de a pierde în greutate, tot mai mulți oameni se îndreaptă spre dieta cu verdețuri. Acest plan alimentar se concentrează pe consumul abundent de legume, verdețuri și alte alimente bogate în nutrienți și fibre, oferind astfel locale naturală de a atinge obiectivele de slăbire. Una dintre cele mai importante aspecte ale unei diete cu verdețuri este planificarea adecvată a meselor. Alege o varietate de legume proaspete și verdețuri, neapărat salată verde, ceapă verde, castravete, pras, baby spanac, le sparanghel și gândește-te la modalități creative de a le integra în mesele tale zilnice. Planificarea în avans îți va permite să te asiguri că ai întotdeauna opțiuni sănătoase și echilibrate la îndemână, ceea ce va facilita respectarea dietei pe termen lung. De exemplu, dimineața poți mânca castravete cru, și un nou fiert, la prânz optează pentru spara și 100 de grame de pește, alături de o salată verde cu praj și urdă. Iar seara îți poți face o salată cu baby spana, ca și ceapă verde. Pentru a beneficia de toți nutrienții de care corpul tău are nevoie, este important să consumi o varietate de legume în fiecare zi. Optează pentru legume cu culori diferite deoarece acestea sunt bogate în vitamine, minerale și antioxidanți esențiali. În timpul dietei cu verdețuri, încearcă să reduci consumul de carbohidrați rafinați și zaharuri adăugate. Evita alimentele procesate și îndulcite și înlocuiește-le cu opțiuni sănătoase și naturale. În loc de pâine albă, paste și dulci optează pentru surse de carbohidrații mai sănătoase, precum quinoa, orez brun, hrișcă și alte cereale integrale. O altă componentă cheia unei diete cu verdețuri este să mănânci în mod moderat și să înveți să-ți asculți corpul. Consuma alimente în cantități moderate și acordă atenție semnalelor de sațietate pe care ți le trimite corpul. Oprirea mâncatului atunci când te simți sătul te va ajuta să controlezi porțile și să eviți excesul de calorii. Pe lângă adoptarea unei diete sănătoase este important să fii activ fizic în fiecare zi, include în dieta ta activități fizice plăcute și sustenabile, precum mersul pe jos, alergatul, yoga sau antrenamentele la sală. Mișcarea regulată nu numai că te va ajuta să arzi calorii și să-ți îmbunătățești sănătatea generală, dar îți va spori și metabolismul, facilitând astfel pierderea în greutate, relatează Click.ro.